să spunem la vot procesul verbal întâi? Da. Să spunem la vot procesul verbal din ședința din data de... din data de 27 iulie 2020. Cine este pentru? Împotrivă, în unanimitate de voturi. Să dăm cuvântul domnului primar pentru a ne prezenta ordinea de zi. Punctul numărul 1. Proiectul de referendum aprobat de rectificări de modificări în bugetul de drumuri de venituri și cheltuieli al Comunei Palmicea, aprobarea ferestrei de investiții actualizată și APA actualizată 2023. Punctul numărul 2. Proiectul hotărâre privind aprobarea documentației de avizare și lucrări de intervenții DALI a indicatorului tehnico-economic pentru obiectivul de investiții de abilitare moderată a școlii gimnaziale Vlame, Comuna Palmicea, Județul Bacău, aprobat prin finanțare prin Programul Național de Redresare și de Reziliență, componenta C10, Fondul Local 1.3, reabilitarea moderată a clădirii publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrative teritoriale și a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului. Proiectul hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului Comunei Palmicea, Județul Bacău. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea capacității de apărare împotriva incendiilor pe anul 2023, semestrul 1, în domeniul situațiilor de urgență și stabilirea măsurilor optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe anul 2023. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Palmicea pentru ședința adunării generale acționarilor ASG, Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 2-10-2023 și 3-10-2023. Punctul numărul 6, un punct suplimentar pe care zi, proiectul hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcții în vederea valorificării și sau a casării a unui mijloc fix din patrimoniul Comunei Palmicea, micropus fiabil capul, număr de identificare ZFA 2550000101981, număr de matriculare Bacău 07 PCT, transport școlar. Și punctul numărul 7, diverse. Să spunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, în unanimitate de vot. Vă mulțumesc. Să trecem la punctul numărul 8. Punctul numărul 8, proiectul hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Comunei Palmicea, aprobarea listei de investiții actualizată și APA actualizată anul 2023, dăm punctul domnului contabil. Direct pasă. Bună ziua! Prin referatul de aprobare la proiectul de hotărâre numărul 6/64/2023, se propune rectificarea bugetului local prin virarea de asemenea între capitole de cheltuieli. Adică nu crește bugetul, ci doar transferăm de la un capitol de cheltuieli la altul. Rectificarea intervine ca urmare a necesității achiziționării următoarelor mijloace fixe care s-au făcut. Anume. Achiziție credit pentru nivelare drumuri, în sumă de 15.000 de lei. Achiziție microbus transport ele, 178.500 de lei. Achiziția afișată de cronic cu LED-uri, 14.000 de lei. Și completare la obiectivul de canalizare, cu suma de 84.500 de lei. Restul sumele s-au scris în proiect pe capitolul de lucru și cheltuie, pe care le-a studiat, la pentru întrebări. Ok. Domnul Basar. Am văzut și eu ieri acolo, dar la achiziții microbus, școală, ce? Nu microbus. Da, dar ați văzut, ascultați-mi un pic. Noi, ultima, în 2012, n-am mai primit niciun microbus școlar, pentru că primăria, școala Palmicea, a figurat cu 3 mașini. Da? Și n-am mai primit niciun microbus. Am reușit de anul, casatul unul care stătea la vieră, în butre, am casat, a rămas cu 2 microbuzii. O căzut iar un microbus care nu mai merge și costă foarte mult și azi reparăm, dăm 3-400 de milioane, reparăm, o lună, două, ia să stică. Deci nu mai putem să investim în el, investim degeaba.
Așa a rămas cu un singur microbus acum, care și ăsta a fost stricat, iar dimineața cu băieții, căra cu mașinii primării, căra cu copii. Poți să lași copilul în drum. Și la nivelul comunului ce avem microbusul nostru, la primărie, la roșu, care cară cu el, ăsta a care lucrează din torpielui, se strică mereu și ăsta, și nu avem ce strică copii și am putut să mai cumpărăm microbus. Nu putem să lăsăm copiii să meargă jos. Până ne dă cuvântul, până ne dă proiectul, am propus și copiii ce facem. Deci ne permite ca să luăm microbus pentru școală? Da, și nu. Ei și nu dau pentru școală. Dar cine este? De cine este? Nu este învățământul, tot aia că este. Nu dă. Când s-o dat, s-o dat, bunul meu, dat pentru că figurăm cu trei mașini la Maringiu. Și toate funcționau. Pentru că ei nu au fost în stare ca să radieze mașinile, care erau de la viață, trebuie să scoată din zilul ăsta. Acum nu am radiat, nu am mai radiat una care este aici în curte. Da? Și o să rămâne numai cu una. Când se dă, stătea și nouă mașină, nu? Când se dă, o să nu-i radiat, o să te ia zâșul. Deci, noi mașinile care le avem acum, aia roșie, care vrem la fapt, noi nu le credem la școală. Rămâne, fac treaba pentru școală, o să meargă șoferii la școală pe ele, dar nu le dăm ca la școală să vreți fără mașină, să fac coasă de mașină. Dacă le dăm, nu mai le dăm mașină ea. Și rămâne ca primării. Și după ce le dăm la școală, o să rămâne noi cu microbuze. Da. Dar cum o să, când îți dăm, nu puteți să rămâne. Până să dea să casezi astea. Păi durează, durează. Ce curie? Școală, dacă ei ne simt în structură foarte inconsepție și noi. Ei nu fac greu. Domnul Vieră, poate nu trece clar pe fiecare, pentru că cum ți-mi arată și dar locul de ferjurimile școlilor la fel, nu știu cum aș face treaba, domnul director. Domnul director, așa am fost în Siemens. Și cum să spun, acum am dus-o într-un Siemens prin Bacău cu ei, ce au făcut și au făcut, dar au văzut că au făcut tot nu are putere, tot nu trage ca lumea. Domnul primar, dar pe timpul vacanței, ei n-au făcut o revizie la microbuz, este cum încep școala și în ziua aia fac inspecția, sau cum adică? Domnul ăsta, eu mi-ați două zile crepat. Cum să crezi că nu suntem doar acolo cu nu suntem... Nu, eu nu pot ca să dau grijă și din mașină și de și din tot. Orice culo, mi-am orice culo mi-a să fac cu banarame, cu la fărere, domnule, că știți că acum aducem și pe aia mici, de la Europa, da, aducem la Paris, da, și de la Lărești aducem, știți? Trebuie să avem mașini, da, nu? Poți să nu ai mașină. Toată lumea a spus cu primarii, aș putea să nu știu. Tot școala ori de sus. Da, deci îi aducem la Valeria la Valeria pentru că sunt copii puțin în casă. Deci nu poți să plătească pentru 12-13 copii să plătească 40 de ori. Dar noi n-am vrut noi să mutăm copii. Ei mut copii. Deci nu trece din pe chestia asta. Îi spui că da, inspectorat. Unde știi ca să se înființează? Și inspectoratul nu știe când noi mutăm copiii de la Bălena, 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 și cei eu am făcut solicitare de mașină, da? Dacă inspectoratul când a verificat, da? Când a verificat și a văzut că școala Pancea figurează cu trei mașini, cum să-ți dea în altă comună, nu avea niciuna. Nu-i corect? Așa s-a făcut, așa s-a făcut și când cu școala de la Deală, din PNDL, când am pus-o pentru finanțare, și de la școală, șefii, odată că școala are vizizul. O școală care are vizizul, nu necesită de fratele părății. E corect sau nu-i corect? Și nu-i tăiat pentru la finanțare? Acum a căutat altă finanțare ca să te duci cu școală, dar dacă ea acolo, nici nu ce știam. Da, și autogrederul? Vreți să mai luați autogrederul? Nu, autogrederul este vorba de, nu e autogrederul, e vorba de o lamă din asta. Acum, încredere, nu e autogrederul. E credere care trebuie după treabă. Lasă-o că l-am pus la treabă, l-am încercat, oricum.
Am ăla care trebuie ca să... Dar uite, contractul ăla, 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 nu numai fă nimic, dar am spus o piață de copii în cealul la mine, la mine, undeva. Unde v-ați spus? Unde merg eu zânii, nu numai eu, mergem cu zânii. Da, v-ați spus, dar când ați spus, lăsați măcar un metru ca să mă uitați pământul în drum. Lăsați la pământ, că e la acolo până la casă. Cât de acolo, când se ară, se dă pământul în drum. Și dacă de asta, piața de pământ nu avem. Dar când o să fie nevoie, luăm, punem, luăm, punem, că avem mașina aici, acasă, mai acolo, sus, dar nu, nu ducem în timp. Așa am mai văzut, acolo mai era un film, nu mi-l lasă, ce e? De ce este o, de ce aici în fața părinte sau nu? Pentru că ea poate să-l locau și să-l fie acasă. Nu se cica. Nu, nu, dar deci noi suntem datori ca să vă spun un antipost. Deci o spun, adică să fie ceva frumos, plăcat din plătire, să pui două tablă, care să fie mărea și mă zic, ca un mare rost, nu? Să fie ceva frumos. Mulțumesc. Dacă mai sunt. Pot să salut ideea cu vrederea lui foarte bună și foarte util. O, dar noi ne dăm 5.000 de lei. Da. Și primăria Bacău a avut zile din astea. Și l-a dat tot așa de finanțat. O ceasă până la Bacău a avut la felul lui. N-a știut. Da, a avut de pe cealaltă e folosat la zăpadă. Consult comisiei, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2, sau oameni. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, în unanimitate de vot, o să trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Punctul numărul 3 trebuie de ordine privind aprobarea documentației de avizare și lucrări de investiții, DALI, a indicatorul politicului comunist cu obiectiv de investiții, reabilitare moderată a școlii gimnaziale Vlani, comuna Parcel de Subacău, aprobat prin finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componența C10, fondul local 1.3, reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciul public prestate la nivelul unităților administrative teritoriale și a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului. Dăm cuvântul doamnei primar. Bună ziua și bine v-am găsit. După cum ați văzut, acest proiect se referă la faptul că pentru reabilitarea moderată a școlii gimnaziale Vladnic s-a elaborat documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, DALI, iar în urma acestei documentații este necesară aprobarea și avizarea documentației și a indicatorilor tehnico-economice, așa cum spune legea 273 privind finanțele publice locale. Amintesc faptul că pentru această investiție este semnat contract de finanțare numărul 7135 din 19.1.2023. S-a întocmit și elaborat expertiza tehnică a auditului energetic. Această investiție este și prevăzută în strategia de dezvoltare locală 2020-2027 a Comunei Parigi. După cum ați văzut în proiectul de hotărâre, cuantumul cheltuielilor pentru acest obiectiv de investiție este de 2.265.765,20 lei inclusiv TVA, din care valoarea maximă acordată de PNRR 1.306.805,54 lei inclusiv TVA și astfel, defalcat astfel, 1.104.015 lei valoare eligibilă prin PNRR și 202.789 lei valoare TVA aferente cheltuielilor eligibile. Cheltuielile neeligibile, care vor fi suportate de la bugetul local, sunt în cuantum de 814.536,72 lei fără TVA, respectiv 958.959,66 lei inclusiv TVA. Acest obiectiv de investiție, reabilitare moderată a școlii gimnaziale, proiectul elaborat este de 10 tera proiect SRL, numărul 35/2022, iar obiectivele generale ale obiectivului de investiții sunt echiparea unităților administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico editare de infrastructură educațională, lucrări de construire, reparații capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări și reabilitare tehnică a construcției aferente obiectivului de investiție propus, creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii, învățământ obligatoriu, special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului,
prin construirea, reabilitarea, modernizarea, extinderea, echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu, școli cu clasele 1-8, inclusiv nivelul clasei pregătitoare. Construcția este regim parter, deci documentația se cheamă documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, deoarece construcția este existentă și vor interveni lucrările asupra acestei construcții. Se va schimba acoperișul, se va reabilita, se va face ambeloparea clădirii și toate aceste lucrări care sunt trecute aici în documentația de care cred că ați consultat-o ieri la ședința pregătitoare. Dacă aveți cumva întrebări, vă rog să mi le adresați. Pe când îmi preconizați să înceapă această lucrare? Deci, după ce se face avizarea documentației, se încarcă din nou în platforma FNRD și urmează să se avizeze achiziția, să se poată demara procedura de licitație și să emitem autorizația de construire pentru acest obiect. Și perioada construcției, toți copiii vor învăța în Andrești, sau ce mai vrește, pentru că se spune în școală, mai avem cum. Și toți copiii sunt în Andrești, pentru că Andrești nu-i credința. Conform propunerii tehnice, lucrarea ar trebui să se finalizeze în 12 luni, la momentul începerii. Deci, vreau să începem și la ea, nu? Dar nu-i spus, dar vreți să vă duceți la ea, dar să nu... Păi, până când nu depunem toate documentele în platforma PNRD, nu primim avizul pentru... Deci noi până acum am primit finanțarea, acum trebuie să depunem datele, să depunem tot ce trebuie. Și acum am venit acceptul pe anul scoatele, pe anul scoatele la licitație. Dar să înceapă, nu am lăsat nici acolo. Și noi iată de prea să înceapă, nu-i problemă. Că e de o jos, că și iată. Și că nu trebuie să venim, nu începem. Că trebuie să ajungem la anumite standarde și la anumite normative care sunt acum în vigoare. Centrala are jos la subsol. Acolo, dacă centrala are subsol, nu are, nu are. Deci nu are vizit de acălut. Pe acolo, dintr-o la vreme, merge cu centrala și fiecare sală, și fiecare grasă, s-o putrebuie. Și face mai de lucru. Da, da, da. Deci acolo, până când cel mai mult de trebuie. Suntem încă primitivi. Trebuie să-i duci la sus. Dacă primul centrală, care avem noi la școală aici, sau la tău în spate, aia duce toată școală, nu sunt probleme. Pentru că mai rămân clasă de sus, aflat de... A, de sus nu avem treabă. Nu asta de sus. Dar rămân și are? Da, da, da. Dar vor să scădă, vor să scădea. Dar cum are de trebuie să se închidă? Dar asta nu am vrut să fac, să-i nu fie retensat, acolo ăștia nu vor pleca, dar vor vin la noi, au puțin de casă, nu le-au ei. Dacă ați declarat, nu. Consult comisiei. Comisia nu. A zis favorabil. Comisia nu le desfavorabil. Comisia nu le desfavorabil. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, în unanimitate de vot, stătește la votul că e. Ultimul motiv, prin hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, a reabilitat de specialitatea programului comunitar, ce de sub acolo. Dăm cuvântul doamnei Sinica. Mulțumesc. Acest proiect de hotărâre vizează doar transformarea în cadrul compartimentului poliției locale a nivelului posturilor în ce privesc pe studiile, deci din cele trei posturi cu studii superioare, le transformăm două dintre ele în studii medii cu diplomă de bacalaureat. Motivația, probabil ați văzut-o în documentele existente la proiectul de hotărâre, este că am urmat două proceduri de recrutare până acum, și nu am reușit să recrutăm nici măcar o persoană. Și ne gândim că poate și asta este una dintre... Deschidem un pic paleta mai mult spre cei cu studii medii cu diplomă de bacalaureat. Deci doar atât vizează reactualizarea organigramei, pentru că după ce o aprobăm, o să trebuiască încărcată în platforma ANFP, o să trebuiască, fiind Agenția Națională a Funcționarilor Publici, o să trebuiască să primim aviz de la ei pentru organizare concurs sau examen și potrivit ordonanței 34 pe 2023, care ați auzit-o și dumneavoastră și prin presă,
putem organiza concurs doar pentru unul dintre aceste posturi, din considerentul că este post unic și aceste atribuții nu pot fi delegate unei alte persoane de cadrul aparatului de specialitate. Cam atât. Egalități. Întrebare. Domnul Domnului, un Piculeț, poate totuși că acum așteptăm un Piculeț avea și o studii superioare, că ar fi deci la Samente, sau te amendeze și primul liceu. Nu, stați un pic, deci domnului, toate posturile au fost studii superioare, da? Da. Deci n-a venit nimeni să scrii la concurs, deci din trei face două studii medici și avem studii superioare. Iar anul acesta, așa cum prevede ordonanța la care făceam referire, putem organiza recrutarea doar pentru un post. Dar pentru anul următor putem organiza, poate, dacă nu să fie în continuare blocate posturi, deocamdată prevedere legală este doar pentru anul acesta, pe toate trei. Și mai avem și considerentul, nu știu dacă vă mai amintiți, noi avem aceste posturi număr de 4, în afară organigramei de 26. Deci noi am prins 3. Deci putem suplimenta cu 4, să avem 4, că nu ne... așa, și să organizăm concurs pentru câte vrem. Să zicem, dacă mai adăugăm pe celălalt al patrulea, îl putem pune și pe acela de studii superioare. Deci este la latitudinea noastră să reușim să recrutăm oameni de care avem nevoie. Dacă mai sunt probleme, supun la vot. Comisie. Aveți favorabil. Aveți favorabil. Comisia de probleme. Aveți favorabil. Supun la vot. Cine este pentru? Nu am dat de vot. Și la numărul 4. La aprobarea capacității de apărare împotriva incendiilor pe anul 2023, semestrul 1, în domeniul straturilor de urgență și stabilirea măsurilor de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe anul 2023. Dăm cuvântul domnului Vice. Bună ziua! Datorită lui Costel Samba, șef SRZ-ul, din motivii personale, nu s-o prezenta. Am să citesc eu raportul ăsta, dar am să fac o un sumar, așa, ce-i mai important, cred. Și n-am să dau știri un pic, așa. Măsuri propuse pentru optimizarea capacității de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul Comunei Palincea. Verificarea permanentă a mijloacelor de prevenire și întindere a incendiilor de la obiectivele care ce aparțin Consiliului Local Palincea, organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă și a planului de evacuare a persoanelor în caz de incendiu, respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, efectuarea instituțiilor periodic, alocarea de către Consiliul Local a fondurilor necesare de dotării SRSU cu mijloace de, și materiale necesare intervențiilor, propunere achiziționarea unui sistem de apă cu capacitate de GPF. Dar nu e ca un nu știu, din multici, de trei pagini, sper că am spus bine, ați consultat. Da. Și eu fost aici de... Nu mai departe, n-am atât. Poftim. Întrebări? Aici, dacă nu fi ce nimeni, aici am un specific, dar față de ce am, ce știu eu, cred că sunt mai puțini anul strânsul. Sunt de urgență. Sunt incendii mult mai puține, dar a trebuit să vă spun. Am avut incendiu la Mirești, aici la Vraciu. Eu la foc o baracă de asta, de lemn, toată, construită de foarte, foarte mulți ani. Mă zic, în 5 minute, două mașini erau acolo. Una a crut, una nu dădea la apă, făceam. Dacă era undeva la 5 minute, cred că intra la casă, că era, avea un metru de la colțul casă, până de se vindea foc la colțul casă și până venea la greu, era spată. Așa s-a intervenit foarte, foarte util, a scăpat tot ce a fost acolo, în afară de legărșare, era strâns imediat, nu a fost problem. Dacă am fost acolo ce placă de mare era și ce fum era acolo, era așa. Deci, și toate incendiile care au fost, până acum, până să înființa serviciul ăsta și a cumpărat noi mașina, toate casele ar dau proporție de 90%. E cu oaia la Vranic, când mi-am înțat foarte, deci mi-am înțat târziu, când am ajuns acolo, era numai flăcă, ieșa din tot, ce să mai faci, nu? Putea numai pe putere să faci nimic. În rest, foarte multe case s-au înșel vegetat sau s-au fost la fel ca anul. Și la vegetație, acum lumea nu mai trebuie cum dă deodată, pentru că știi câți pompieri în zonă și când au ajuns pompieri acolo, îți dă foc. De exemplu, soldatul dat foc aici pe șez la mare,
o venim și de la fondul de vânătoare. Poliția nu le-a dat amendă, primăria nu le-a dat amendă, dar fondul de vânătoare le-a dat amendă. Deci este la fondul de vânătoare, le-a dat amendă pentru că nu le-a dat așa. Aici nu mai sunt gen pe care au făcut odată. Acum, dacă nu mergeam, noi nu făceam niște trăie. Strângeam, ajungeam acasă, îi dădeau foc chiar. Aia, nu știu mai permit să facă chestia asta. Că dacă nu merg, le-aș trebui de-aia nu. Între alea. Da, aș vrea să fac și o completare aici pentru dumneavoastră, să diseminați în teritoriul cetățenilor informația, pentru că am observat în această perioadă că nu toți cetățenii au cunoștință, măcar câțiva din sat, dacă știu că de regulă sunt câțiva cetățeni care imediat așa. Deci primul și primul lucru trebuie să sune la 112. Dacă nu sună la 112, mașina specializată a dispecerată de aici nu prea are, da? Pentru că mulți dintre ei au o practică, ori sună pe Costel Tango, pe domnul primar, pe domnul viceprimar, pe mine. Dar primul și primul lucru trebuie sunat 112, că oricum informația ajunge și la noi imediat și la și mașina noastră, dar ca să plece din prima de la dispecerea, trebuie sunat la 112. Și anunțat este incendiu. Acolo este o procedură mai... Deci ei nu pleacă dacă nu era... Dacă sunt la 112, trebuie să știu cum te cheamă, unde e ce, de ce o dat foc pe numărul 112, să facem către acolo pompiere, te mai... Chestia așa, o pleacă, aia, ia, dar a fost și la ei, pleacă vreo 50 de minute. Ne eram într-o zi aici lucrând în sediu, tot așa în vara asta un incendiu, a plecat mașina noastră a serviciului voluntar și nu pleca și ne întrebam de ce, din cauza pentru că nimeni nu sunase la 112. Și chiar este corect să informați cetățenii. Să știți și dumneavoastră. Raportul care a făcut domnul Pamba, că solicită să luați în calcul cisterna aia când te vrești, că după criza asta de apă, poate mai cărească ea apă la... Este o criză foarte mare a fost de apă. Pentru criza de apă, toată dacă a văzut toată, trebuie să mă așa de pompier. Nu vin ce sunt criză de apă, a dus la proiectul și la plan bun. Cine e chemat, a solicitat, ei să-și pregătească vase, noi trimitem așa cu apă, îl facă să fie, nu e pentru criză, da? Apa e curată, pentru că nu poți să bei. Nu, e pentru animale, știe. Și pentru o spălat, am primit telefonul la Boieni, că dar ea pe animale, când după aia s-a văzut că el nu are animale deloc și când avea să facă, nu avea plan să facă în chimul. Nu era așa, e o tâmpată. Da, noi am dus, știu, da? Da. Cum se numește? Pentru ședința Adunării Generale a Comunarului și a SC Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din data de 2.10.2023 și 3.10.2023. Domnul contabil. La primul. Domnul Bumel. Prin a treia armă, am avut prezumit de persoana președinte 30 la 2023, compania regională de apă. S-a de făcut o convocare pentru ședința ordinară și extraordinară de data de 2 octombrie 2023, iar cazul care nu se deplinește forumul se organizează de nou pe data de 3 octombrie. Ordinea de zi a ședinței dumnealor este următoarea. Prezentarea raportului semestrial al prezentă administrația și activității de administrare la data de 30 iunie 2023, la semestrul 1, încheierea actelor adiționale la contractul de mandat al administratorului de prelungire a contractului de mandat pe contractul de 4 luni sau până la finalizarea procedurii de numire a administratorilor declanșate de către autoritatea publică tutelară, ADIP. Așa cum s-a discutat în hotărârea la CRAB din 2023. Și punctul numărul 3, competenția persoanei fizice care va îndeplini formalitățile și de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale de coordonare a acestor precum și a persoanei care va semna hotărârea votată. Documentele au fost la dispoziție, după cum știți, la fiecare ședință, noi trebuie să aportăm mandatul prezentatului
directorului nostru, domnul Fabra, președintele comercial regional de Arba. Cam atât. Comisii. Aveți favorabil. Aveți favorabil. Aveți favorabil. Și până la tot cine trebuie. Unanimitate de vot. Trece mai departe. Punctul 96. Voi de hotărâri privind aprobarea la scoatere din funcție, de funcțiune în vederea valorificării și sau a casării a unui mijloc fix din patrimoniul Comunei Parenceanu, propus Fiat Ducato, număr de identificare ZFA25000001819931, număr de matriculare 407 PCP, transport școlar. Am discutat pe tema... Da, de dintre concursul care nu era la școală, tot la noi. Nu, a fost la ei, e făcut proces de urmă de predare la noi. Aha. Deci, da. Ei își luau casa de la ei, au venit la noi, da? Și am parut în casă, adică să scăpăm de el definitiv. Da, să zic, procedura e... Da, deci, nu se poate, deci Consiliul de Administrație prima dată, pentru că avem documentația de la ei aici, Consiliul de Administrație prima dată, după care i-a venit la noi și noi dăm mai departe. Deci, este pașta, este spate, este întreagă, a fost la reparat, după ce vreo 300 de milioane, 30 de mii ca să o reparăm, dar nu dăm nicio garanție că va merge. Și din asta, la care de mai sunt într-un... Mai rămas un lucru. Ce mai casează? Mai este, mă, nu? Deci asta e a doua care se casează. A, e a doua, pe ce se casează. Deci a mai rămas Fordul, că singura mașină care mai merge, dar nu se știe nici asta până când. Da. Și... Da, mai spune. Asta e. Da. O să intervină dacă începe proiectul la Vladnic, nu? Și intervină și acolo necesarul transport elevi. Sigur, normal că tu sunt copii din Vladnic, trebuie să ceva gărești. Da. Și vă dați seama, acolo sunt copii. Văzut un mașina care este la momentul în fața școlii, nu reuze la ea. O reparăm, o ținem acolo ca să fie de rezervă, să strică una. Pleacă asta. Sau șoferul la primărie, pot să fac și o cursă dimineața, dacă e nevoie. Pe perioada când se construiește școala respectivă. Da. Aveți favorabil. Aveți favorabil. Aveți favorabil. Supun la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva, nu l-am dat favorabil. Acum, proiectul de hotărâre și trecem la punctul numărul 7 diverse. Ce vreau să spun? Îți spun la vot. Da, domnul președinte. Eu pot trei, dar am avut diverse probleme de unii oameni din Galeni, din Unilești, care toți plângeau că e problema asta cu școala, că acum încă nu s-au obișnuit cu transportul, cu asta. Dar totuși am întrebat domnul director, nu ar fi trebuit să-i anunțe cu multă înainte, de exemplu, cei din Vladnic știau că ei vor fi mutați la Valencia, la Mănești și așa mai departe, pentru că nu a fost făcută niciun fel de informare, nimica. Totul s-a făcut. Nu, trebuie, pentru că s-au dat în Vladnic, nu era ce s-a anunț, pentru că nu știi nici neapărăm, neapărăm, nu puteți să pun oamenii de jari, degeaba, că îi mutăm. În momentul când o să avem ceva concret, că o să anunțăm, o să punem mijlocul transport la dispoziție, nu o să vină pe jos. Așa, cu cei din Imești, cei din Imești, s-a făcut ședință, când, cu foarte multe luni în urmă, și s-au explicat, da? Că nu sunt copii ca să fie atâtea clasă. Și cum să spun, părerea mea este felul următor. Nu putem să mergem 5 clase într-o clasă. Dacă ești, am văzut copii să fac acolo, e un post clasă, da? Nu, ascultați un pic, da? Atâta timp când nu ești de casă de sine stătătoare, într-o oră, o oră are 45 de minute, da? Ai 5 clase. Ce învață copilul ăla pe care, în 45 de minute, pe care te ocupi? De asta s-a luat decizia și pentru inspectorat, ca să fii clasă de sine stătătoare. Eu am zis la Valencia, apoi am clasa 1, mă ocup numai de clasa 1.
de la fața de somație sau de informare sau orice altceva care să le explice cum... Deci au fost informați, au fost informați. Deci când au fost școala acolo, am mers și eu cu directorul și cu directorul acolo, am făcut ședințe cu părinții, le-am explicat că e mai bine pentru copilul ăla. Poate să prindă ceva, să vezi ceva, decât să stea acolo să nu facă nimic. A fost o problemă acum, zilele astea, cu mașina, s-a stricat mașina, m-am dus eu, băieții, am rezolvat problema, nu, o să mai cumpărăm o mașină, pune mașina la dispoziție, mai mult de atâta ce se fac. Sunt copii mulți ușor, să știți, nu-i... S-a spus foarte mare, să se frate, sunt 10 sate, 10 sate, dar primim 500 locuitori. Băi, bro, singura problemă e că ne lăsăm cu ultima 100 de metri. Începe școala, de asta... Deci eu nu vorbim... A, nu, asta va asta. Asta e tot poate oară. Și mașină vechi. Deci mașină 2020-2025. Nu crezi că într-o mine nu o să strică mașina de pe sunt data pe aceste cuță de serviciu. Să înseamnă că serviciu are pe unde mă deci trebuie... Bacă atâția ani mașină o să fie cu ei, nici după aia mai vorbim dacă să strică. Da, să poți strica cu și cum să poți strica... Și motorul, și motorul, și cu tot. Dar ce vrei, domnul mea, domnul mea, la mașina asta am fost pe chema cu infundat catalizatorul. De ce sunt fundul catalizatorul? Din cauza motorului sau pierderii de emisie. Ca să motorului, din cauza că nu poți să-i dai turații, din cauza că nu mergi cu ea, nu mergi pe asfalt. Deci, mergi până la proiect și să vezi cum se împunde. Dacă mă duc de asta, o inovuț, mă duc până la năsățările, până la până, când o parchez, pornește singur, îți face regenerare singur. La asta e pus așa, la mașină, e altfel. El în mers își face, și dacă tu nu-i dai și duci în greu, te duci motorul din greu, tot timpul. Oricum, ăsta e drumul. Ministerul Sfântul că ia în cap să dea ele și nu mai... Ei nu mai preconizează din asta. Trimite-mi așa de fapt, trimite-mi așa de fapt, eu mai discutăm. Nu putea să-mi iargă, pentru că alea are nuclin mai multe baterii și așa se facă tot timpul. Mai mult asta ce vorbim. Dar și curățenia în părțile școlii sau? Curățenia în părțile școlii, domnul consilier, luna viitoare, prezentăm rapoarte de activitate. Atunci o să vină studentul. Mai bine era partea care nu erau conforme cu realitatea anterioară. Deci o să prezinti directorul școlii în raport de activitate și postul cu părinții cu aici o să prezinti raport de activitate. Atunci puteți să-i întrebați. Și noi. Da? Și noi, toți pregătiți rapoartele de activitate. Eu știu, este greu. Acum să spun, acum nu directorul de vină că omul înțelegi nu-și face plăție în fața școlii. Hai să fim serioși. Deci el e responsabil. Cine trebuie să facă el la rândul, știți că dacă se întâmplă ceva cu bună asta, sunteți responsabil. Deci de cum o să fii cel care face cu bună asta? Să știți că la vizionic, la vreo, nici nu-mi place. Nu. Și mai ales că simți școala asta și o să o faci, o să o faci... Și acum nu știu ce o să facem acolo. O să fie o să fie o problemă. Ce să fie la lumea? Cred că toată lumea pune mâna în mâna în școli. Dar trebuie să fie o problemă, pentru că în așa nu poți să intre. Mă bucă și pare să fie sătuns din demene. Plus de asta mai este și căminul ăla, la deal, care ar trebui o leagă îngrădit. Un copil la deal, acolo, deci nu știu că căminul ăla nu face investiția acolo, pentru că el... Nu te știu, dar câte să înțeleg, dar câteva de câteva luni de mână. Dacă nu are câteva luni, e periculos. Știți bine. Și nu știu cum puteți estima o bănuță, o bătă, o piciorul, în care nu puteți estima. În câteva luni sunt de jos și am terminat pe acolo. Deci, avem așteptări de la vizit, de vin documentați, avem tot ce trebuie, dar nu trebuie. Știam că e un monument istoric, se poate. Putem? Știam că e trecut ca monument istoric. Mult. Ce sfint? Când pe care l-am luat, a fost un lucru pe care l-am luat. Nu. Nu, deci noi momente istorice în evidența Ministerului Culturii avem zona publică care este semnalizată și mănăstirea. Și mănăstirea. Ar fi trebuit să ne preocupăm noi să mai facem documentație pentru a declara și alte clădiri imobile, monumente. Da. Care o vechime. Periculos pentru orice. Acum pe aia vă dă și începem în proiect pentru termin nou. Nu te să dă după dar și o să nu fie periculos. Acum sunt și eu părinte și probabil și dumneavoastră care ați ridicat problema asta cu
un pic de mai multe implicare în școli, să știți că se practică la școli, acolo unde părinții se organizează și ei, prin comitetul de părinți, să sprijine școala, clasele de copii. Închipui că unde sunt dirigenții, învățătorii, împreună cu părinții, dacă participă la ședințele cu părinții, oricând aportul lor poate conta pentru o înfățișare mai frumoasă, mai dotată, atât a clasei cât și a școlii. Pentru că dacă acolo, într-un sat, este mizerie în curtea școlii, ne vizează pe noi toți, da? Începând de la cel mai mic până la cel mai mare. Și ar trebui un pic de mobilizare și la nivel de clase, de părinți, de... Acum, cum spunea și domnul primar, știm cu toții că sunt câteva școli, nu au o curte acolo care e limitată ca spațiu, deci nu sunt spații imense, deci chiar se poate face curățenie și ar fi rușinos să mai venim cu aspectul ăsta în ședință de consiliu local. Aș vrea și eu, mai mult, și domnul vice, și domnul primar, domnul vice, de la 416, nu puteți să găsiți cineva să facă curat acolo? În stația de la Vladnic este catastrofal de mizerabil. Dacă ați trecut odată, uitați-vă să vedeți ce acolo. Și o să mai facem. Dar puneți un om la 416, săptămâna asta, să o mături. Cum o mătur la manege. Dacă ați fost atent la manege, o mătur băiatul la 416 sau nu știu care, o mătur permanent, că e urât, e... Eu înțeleg că sunt mizerii, dar dacă o faci curat, nu s-a până atâta, poate. O să fac, o să vă desenez unul. Dar luați o calcă și puteți să-i dați și unul undeva. Până ăsta e dor să o dea pe fară acolo. Să fie albă măcar. Mulțumesc pentru părinte, o să o să iau. Da. Și domnule primar, în ce stadiu mai sunteți cu lucrările, cu apa, cu canalul, că s-a apropii decembrie? Mai este un pic... Nu ne-ați mai spus nimic, am mai întâlnit două luni jumate. A mai fost probleme, dar n-am mai apropii să te mai spunem nici noi. Da, nu sunt probleme la asta, nu știu, dar în primul rând la sfârșit. Adică nu trebuie să dați un telefon. Uitați-vă, nicio problemă care nu e rezolvată. Cum a fost furtuna aia? Când a fost acum, vă aduceți aminte, a fost furtuna aia? Nu. Mavrichi, să cum îl cheamă Elena, aia i-a luat acoperișul. Putea să interveniți un pic, să-l puneți înapoi. Nu că ăsta e nu. Nu ghinda, să românește. Și-o mai fost o. Să-i puneți înapoi. Acoperișul ăla, i-a luat acoperișul casa. Nu, nu se asta. Și-o mai fost și apoi. Și mai este, o mai fost și apoi în băiatul ăla cu probleme sociale. Și nu l-a luat. La apoi nu se poate să pună asta. Da, și da. Dar ce se întâmplă la apoi? Ia întreba, da, nu se cui să spună sora proprietarului la casă, să spună unde muncitem acum de 2 ani de zile. Pentru că el a fost dus la 100 de la el, a profitat de ani de zile locuții și acum a fost luat și a aruncat în fața bordelului acolo. Da, dom'le, te ajut, vine, bune, facem. Mă bloca și pe telefon și pe tot. Păi corect așa? Nu, nu. Adică dacă el, în situația în care este el, muncești 2 ani de zile și vii și până la urmă, da, dom'le, ce facem, mă ajutăm. Pentru că vecinii de acolo pun și eu frumă, pentru că, da, să spun unde, ce nu vreți să spun unde lucrul ăsta? Ca să trați un pic de barbă, el nu-mi place. Ăsta ce-o făcut la tine? Unde? E munca lui, pot urmă cum e el așa, da? Dacă ți-o fugit pune pe câmp, să te dai niște bănuți. De cine a aruncat în stradă? Aruncat în stradă, am înțeles, din cauza tot a lui. Că el o sunat la 112 și o anunțat că îi nu se e stradă. Omul când a auzit că i-o anunțat la 112, l-a adus noaptea și l-a aruncat. Deci, înțelegerea a fost între ciobanul ăla de acolo și sora. Sora lui, a fost de acolo. Îmi va rog mesaj de curs, v-a spus că nu lăsați așa, nu mai faceți nimic. Păi da, că îi făcea rău lor. Păi dar, normal, cum nu muncești doar înseamnă că banii lui nu l-ați adus la sforța? Cred. Și pe unul vii la primărie să-ți facă primărie reparație la casă? Ei, eu luat acoperișul, dar nu era o problemă. Dar așa acoperișul ăla a fost făcut de vecini. De vecini, da. Da? Oamenii de acolo din sat au fost banii făcut acoperișul. De ce-i sforța? Da. Problema cu apa. Am fost contrazis și cu apa, domnul Andreescu, sunt un mincinos, că sunt... Nu sunt un mincinos. Deci,
Toată instalația de apă este pregătită, este în poziție, avem probleme cu probleme. Eu, nu. Nici acum nu l-am dat? Deci la stația de depurare s-a finalizat acum, săptămâna asta, o dată la curent, s-a făcut toată lucrurile. Stația ăsta, proiectul cu canalizarea și cu stația de depurare se poate face recepția finală. Da? Este tot ok. V-am spus că e cu curentul. Abia acum o săptămână, venit și-a schimbat transformatorul la Văreni. Dacă nu schimbă transformatorul, nu are capacitate, pentru că rețeaua e foarte încărcată, cu iluminat public și casnic, și nu are putere ca să conducă nouă la motoare de care avem acolo, da? S-a schimbat. La stația temporară s-a terminat, se face recepția, nu știu, o săptămână, două. Alimentarea cu apă, aceeași situație avem, până nu ne schimbă transformatorul, nu putem să tragem curent. Totul este pregătit. La apă, da. Ai zavalii? Da. Deci nu avem curent acum. N-avem curent? Nu avem curent. Și totuși, ceva s-a întâmplat, s-a tot în barață, ceva pe... O fost apă, ați pornit bomba? Nu, vin la izvoare. Vin la izvoare. Da, fin. Vin la izvoare. Da, dar au venit presiuni. Dacă îmi plouat. Uite, îmi plouat, la mine o să capă rău. Avem mai fapt? Dar vine să facă de rău. Iar fost și discuții că apa nu este bună, că nu. Deci toată apa care vine din izbor, da, se duce într-un bazin. Din bazinul ăla care pleacă, se duce într-un alt bazin sus. Că în momentul când intrați în instalație, avem stația de clorinare acolo. Stația de clorinare avem de acolo, avem de ani de zile. Da? Așa. Noi tot timpul avem de la semestrial, vin de la DSP și ne iau la apă, da? Deci apa este în botul, cum se pune, că scrapă de mine, că scrapă nu știu ce, da? Să ne fie rușine, că nu știe de ce se facă din asta, da? Deci apa este bună de băut. Spune mulțumesc Dumnezeu că avem apă și nu mai este. Iar avem probleme cu cetățenii care udă. Deci sunt cetățenii care lasă robinetul deschis toată noaptea în vedere. Cei la bloc, săraci, nu au oameni pentru la baie. Și au cu udă prin vedere. Sau pe anotimp friguros, mai lasă deschis în linghe. Ea la lasă deschis. Dar dacă dă drumul la instalația nouă și ia cu sa cu mine, nu e mă să mai convine. Nici să udi, nici să-ți deschizi îngheața cu mine. Da, deci trebuie de instalația de la alimentare cu apă canalizată este gata tot. Deci atât nu avem probleme cu nimic, atât nu avem curent. La stația la canalizare se poate face licenția, o facem. Zilele astea, într-o săptămână, o face licenția, da? Atunci dacă avem curent la pompii, acum ce soluții de să punem acolo? Dar la apă nu poți să faci licenția, pentru că nu schimbă ăștia că transformatorul de acolo de la postul din părăță. Asta e Domnul Andreeș, cu proiect fiind, ceva nu să faci ce vrești, ceva nu să arăta cu capacitatea de 380 ca să vă pleacă ții pompi. Nu, zonă, am avut de proces de pe 80 kW. De ce? Cum se va avea capacitatea? Și la fel, te-a funcționat. Noi trebuie ca să respectăm ce scrie în proiect, nu poți să faci ce vrei. Păi nu, pe rog. Și asta mai fi. Eu transpunem cu care de timpul la atunci. Deci, eu vreau să spun că nu-i din vina constructorului sau primăriei sau ceva, nu. Am avut și știi probleme când au făcut niște reclamații cât e un cetățean, da? Și am fost un pic blocat finanțarea, da? Am demonstrat cu totul de zic, cu totul de zic, îți dai seama, în momentul când te reclamă cineva, e trebuie să verifici, nu? Da. Și până verifică, te blochează la bani. Da? Și am stat o două luni de zile, nu au primit doamne bani, s-o găsit cineva să ne clame. Deci, aici la noi nu facem noi cum vrem, pentru că vin din controle, vin la ISC, vin la Ministerul, vin din corpul de control al ministrului, vin... Nu poți să te joci. Nu poți să te joci. A, apropo, dacă tot ne-a zis în chestia asta. Noi era, în stația asta, GPL-ul era de acolo la noi, era cu ei normală, acolo, da? Au fost control. Deci, da, deci nu poți să... Da. Nu, dar nu vezi dacă e corect sau nu, da? Nu e aproape, e casă și are. Și ai o bombă acolo. Am băgat singur bomba asta. Și mai bun fără ce? Fără GPL, numai stația de gazul nu problem, GPL-ul e. Da, are perioadă. Deci stația nu are nimica, benzina și-o trenat. GPL-ul,
trebuie să ție costul benzina, sau ești la voi pe acolo la SGP-ul, nu e. Adună acolo o mărită acolo. Vă spune că acolo nu există o dată bazinul. Ce trebuie mașina? În mașina, dar GP-ul e o benzină. Păi ce au acolo? În mașina au fost, că vină nu stația. Dar nu era stația, da, deci era o stație ei acolo. Ei făceau una, schimb acolo, da. Făceau unele lucruri, da. Da, dar pe ei au luat aviz ISU, eu nu am voie să spun la autorizație. Da. Deci, eu am venit cu toate avizele care îmi spun la lege, nu avem voie la scribuză. Dar nu mai încarcă puterea acolo. Nu. Da, dacă nu mai spun, îmi spun la dată pe avizele. Și atunci, putem ia recent activitatea primarului și a directorului Capăs și-a rezolvat problema școlilor. Elevii la numărul 4 să învețe în cadrul de date, fiecare clasă cu cadrul de date. Este foarte bun. Deci la Nădejde, să ai 5 clase, să duci la Bălești să ai 5 clase, gândiți-vă la cadrul de date care nu știe nici măcar cui se dea munca independentă. Eu am lucrat la sfântată. E foarte greu. Acum că n-ai 2 clase, să zice. Dar dacă ai și 2 clase și ai mai mult de 15, este foarte greu. Dar dacă, chiar dacă ai 14, să zicem, la 5 clase, cum dai munca independentă? Să dai munca independentă, o dai odată, o verifici și ai casa pe toate criteriile, nu știu nici criterii, nu știu nici saturi, nu știu nici cifre. Este o realizare pe care a făcut o primar, nu trebuie și cu directorul la școală. Și plus de asta, nu trebuie. La Rănești câte ai obicei? Eu am fost problema, am pus-o problema odată, am pus-o strâng cu naveta. Mileștenii mergea la Văleni cu naveta. Mileștenii de sus și de jos. Care rămâneau erau Văleni. Acum de acolo când îi întoarce și îi găsește la centru, la nivelul la școală acolo, îi aduce și până aici. Dar este o realizare pentru că cadrul redactor singur, la clasa 1, la 2, la 3, clasa care de la 4, știi să pierdești. Dacă are și pretenții, și mai bine și părinții cu pretenții, ca cadrul redacției, să-ți facă datoria acolo și părinții la fel să-ți facă datoria. Asta nu știu. Bine, ce-i făcut? Dacă nu-ți poate. Nu-ți poate. Dar și-o făcut asta, am făcut și dacă cu bani, cum se se poate? Și-o făcut care are, e din Văleni și are copilul la mare aici. Ce se spune să-ți faci să-l duci acasă? Sau cum veni Văleni? Nu ai să-ți faci pentru școală și copilul. Deci avem asistent medical la primărie, ce care ții tot timpul din loc, dimineața până la ora 4 la primărie. Dacă a fost vreodată o problemă, un copil bolnav sau da, nu a fost problemă, am dat mașină la primărie, cu dus acasă, deci s-au primul pas este anunțarea de familie, dacă îi simt foarte greu, nu duce acasă, duci la medic cu familie, și la medic cu familie, suntem ce sunt cu copilul, care nu mai devine. Ne-am lăsat ce și abandonat, îi lăsăm să... Pentru profesor, 5 copii care vin la Văleni la 7 de dimineață sau la 6, să ajungă la grădiniță sau la școală, la clasa 1. Domnul Andreescu, tipul Ceaușescu veneau tocmai de la Anastasia de sus, de jos, veneau de jos, nu aveam nicio bus. Și era să doamna până aici și el veneau la școală. Și ea sunt ceva din el școală. Păi ești voi, mașina. Dar vă ieșit, deci o răspund bine, sănătate, nu mai nu știu, nu se pot dar... Fost avocat, vă ieșit poezii acolo. De la Ploiești, să zic acolo, dar ce mi-e bună. Da. Păi deci eu am avut aveta la Păleni, de la grădiniță până în clasa 8-a și n-am avut o școlară. Dar țin moment fix, spun și eu punctul de vedere în calitate de părinte, că s-a încercat și se încearcă să crește în calitatea învățământului. Deci procesul instructiv, educativ, într-o clasă unde funcționează clasa pregătitoare a 1-a, a 2-a, a 3-a, a 4-a, când intră în clasa 5, acei copii nu au noțiunile elementare de bază. Deci asta este motivul principal pentru care s-a luat decizia de a se face la Valincea clasă de sine stătătoare. Și toate astea presupun sacrificii, atât din partea părinților, cât și din partea copiilor, cât și din partea cadrelor didactice.
Deci trebuie să înțelegem că decizia luată acum va avea repercursiuni pe termen lung. Adică încercăm să facem, să ridicăm procentul de promovabilitate la examenul de capacitate și la bacalaureat. Deci toate rezultatele se vor vedea de-abia peste 4 ani. Și atunci o să vedeți și dumneavoastră că decizia este una corectă și înțeleagă.